Explozia a avut loc la ora 6, când un bărbat de 77 de ani a aprins aragazul. Deflagrația a aruncat în aer ferestrele și ușile apartamentului din Brăila, iar accesul în bloc a fost avariat. Vecinii speriați au ieșit în stradă de frică să nu pățească și ei ceva. O băbăitură foarte puternică! Și ne-am speriat foarte tare. Ne-am speriat că am mai pățit așa. S-a mai întâmplat aici prin zonă și... Și ne-am speriat. V-ați închipuit de la ce poate fi? La momentul respectiv? Pe moment nu știu. Am zis că este cu tremur. Dar... Apoi mi-am dat seama că de la gaze v-am spus că am mai trăit așa. S-a mai întâmplat și la noi în bloc și mai... La un bloc. Și mi-am închipuit. Vreau să aprinde dimineață focul, să fac cafeaua, a făcut explozie. A avut scăpări de gaze la aragaz și da. Ce spuneți? A avut scăpări de gaze la aragaz și când a aprins lumina nu s-a întâmplat nimic, dar când a aprins bricheta a făcut deflagrație. Cu tremur. Ne-am sculat din somn. Bună dată! N-am stau la scara cealaltă și de acolo am auzit. Am zis că e cu tremur, zic gata, zic că ăsta e cu tremur, am ieșit. Eu nu știu când am ieșit. Cauza cea mai probabilă a exploziei a fost o acumulare de gaze. Am fost solicitați în urma unei explozie la un apartament neurmat de incendiu. În urma exploziei au fost două victime, una a refuzat transportul la spital. I s-a acordat primul ajutorul medical de către echipajul SMUR, dar cea de-a doua victimă, în vârstă de 77 de ani, a fost transportată de un echipaj SAJ la UPU. Bătrânul a suferit arsuri de gradul 1 și 2 și a fost transportat la unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean, iar soția sa, de 80 de ani, aflată în altă cameră, a scăpat doar cu excoriații pe mâini, dar și cu o sperietură zdravănă.